11. Binecuvântarea, încurajarea și susținerea inițiativelor comunităților ortodoxe românești din Ucraina de a reface comunitatea cu Biserica Ortodoxă Mamă, Patriarhia Română, prin organizarea lor juridică în structura religioasă numită Biserica Ortodoxă Română din Ucraina. Vedeți, îi invită și pe ucraineni să facă ceea ce au făcut confrații dumneavoastră în această țară. Dar spre deosebire de Republica Moldova, nu mai spune Patriarhia. Se reactivează Mitropolia Basarabiei. Nu mai zic așa. Se reactivează Mitropolia Bucovinei. Ci îi binecuvintează, încurajează și susține pe credincioși și pe preoți să facă ei singuri biserică. Și ei se vină după aceea și se spună, asta este Biserica Ortodoxă a Românilor din Ucraina. Nu și-au făcut ei, n-au avut curajul să meargă la autoritățile din Kiev și să-și facă biserică paralelă cum au făcut aici în țara aceasta. Ci îi lasă pe oameni, îi instigă pe oameni și pe preoți să facă ei o biserică paralelă în Ucraina după modelul Mitropoliei Basarabiei. Atenție! Atenție că așa sunt instigați și acești părinți și acești credincioși din Mitropolia Basarabiei să facă acest lucru și ei nu va să vină să spună v-am luat sub aripa noastră. Atenție mare! Este foarte trist că o țară întreagă este învrăjbită. Oameni care s-au iubit și s-au respectat în satele lor, în localitățile lor, în orașele lor până mai ieri, deodată devin dușmani, deodată se urăsc de moarte, deodată încep să se înjure, să se bată, Doamne ferește! Este foarte urât și trist. Și nu este în regulă ca din motive omenești două biserici ortodoxe să se certe și să una dintre ele să facă schismă și să aducă atâta suferință în rândul poporului credincios.